modernizarea, dezvoltarea și echiparea ambulatorului de specialitate al Spitalului Municipal Adjud. Acest ambulator avea nevoie, în primul rând, de o reabilitare generală în ceea ce privește infrastructura, cât și aparatura medicală cu care se lucrează astăzi. Pacienții acum pot să ajungă la oricare din cele trei nivele în ambulatoriu, datorită montării unui lift modern. Toate cabinetele au fost refăcute și structura reorganizată a ambulatorului devine foarte facilă tuturor pacienților care se adresează serviciilor noastre. La etajul 3 o să găsiți cabinete de oftalmologie, de stomatologie, un cabinet de ORL, un cabinet de ginecologie, iar toate aceste cabinete au o aparatură de ultimă generație, astfel încât pacienții pot fi investigați și stabilit un diagnostic cât mai exact al patologiei pe care o posedă. La etajul 2 sunt ramurile chirurgicale în primul rând și apoi și cele medicale, un cabinet de chirurgie generală, un cabinet de chirurgie plastică, de asemenea cabinete de medicină internă, de hematologie, de ortopedie, mai jos la etajul 1, deci cu o comasare cumva a ramurilor chirurgicale. În etajul 1, în afară de ortopedie, mai sunt un centru de recuperare, de fizioterapie, o zonă de pediatrie ambulatorie. Deci eu spun zonă pentru că este cumva izolat de restul cabinetelor. Diferențele sunt extrem de notabile în anul 2014, întrucât un număr foarte mare de pacienți sunt tratați cu noua aparatură medicală, satisfacția pacientului este foarte mare, după care și avantajele sau plusurile acestei aparaturi medicale nouă sau reabilitări în totalitatea acestui ambulator este faptul că a scăzut internările. Anumite investigații medicale care înainte se făceau în cadrul secțiilor și compartimentelor din Spitalul Municipal Adjud, astăzi se pot rezolva în ambulatoare datorită acestei aparaturi medicale deosebit de performante. Și asta putem enumera, în primul rând, aparatele EKG, putem enumera anumite analizatoare de laborator, putem vorbi de un nou ecograf foarte performant 4D în care se pot face investigații cu o deosebită precizie.
Considerăm că acest proiect a fost de bun augur atât pentru comunitatea din Ajut și cât pentru localitățile limitrofe ale orașului. A crescut în primul rând adresabilitatea. Reabilitarea acestuia a costat 1.625.000 de lei noi, iar echipamentul pentru fiecare cabinet în parte a ajuns la o sumă de 2 milioane de lei.